cronica aia. Dar de ce șeful? Că eu, dacă sunt cu dumneavoastră la palat sau ministru, sunt îmbrăcat fashion, numai la costumul. Pe ce ai tăcut te-ai îmbrăcat? Dă-mă în costumul ăla pe care l-a lăsat bunica Suzestre. Oh. Ar trebui să-l expună la Muzeul de Istorie, că a făcut ambele războaie. Nu la Muzeul de Istorie, la Antipa, că e mai diorama cu Molly. Da, fidem, fidem. Cioco mic, ciocălitorilor. Când atac, 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 atac. Eu ce s-a găsit să râză de mine? Ciocălitorii, vă primește la Antipa. Rușini, zici că stai cine știe ce îmbrăcate. Aveți un stil, da, vă îmbrăca. Vai de mama voastră. Vai de mama. Ce credeți că de voi nu s-a râs în cronică? Ziceți-le șefușilor să auză. Da, 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 da. De ele nu zice nimic. Mai rău, nici nu existați. Au zis doar de tine și de Mârlanu. Hai, că te-am zis ce am eu. Ce, n-ai legătură cu stilul, că așa zice cronica. Da, ia zi, domn președinte, ne-a dus și nouă designer la palat. O să avem și noi haine personalizate. Pentru cine? Pentru... Hai să nu aderăm, că doar nu suntem aici Buckingham Palace. Cine vine, o să vină pentru consiliere vestimentară. Pentru voi și pentru Next Gen. Că trebuie să le inoculăm stilul din timp, ca să ne ajungă... Așa... Așa, pe înalți. Da, e super idee, dar cine e stilistul? Că trebuie să avem grijă, să nu fie un din ăla care a copiat din toate creațiile de la Dragonul Roșu, că ăia sunt destui. Păi normal că sunt, că doar suntem țara plagiatului. Da, mă, uite, hai că până la urmă facem așa. O să-l invităm pe Cătălin Botezat. Yes. Da, da, omul este chiar creator adevărat. Are zeci de colecții prezentate în străinătate. Și mai suntem și prieteni. Mulțumită! Eu știu ce să zic șeful, să nu se interpreteze greșit. Adică? Asta era replica mea. Adică? Adică să nu vă sară presa în cap și să spună că de-aia nu v-ați găsit o iubită sau o soție, că aveți alte gusturi, dacă mă înțelegeți. Ce să spun? O tâmpenie. Ia, gata. Îl invitați pe Cătălin și punct. Tu o să-l inviți. Eu? Da, da. Hai, și acum liber. Liber, mă, mamă. Liber la... Mergeți la muzeu. Hai la muzeu. Du costumul la muzeu. Vedeți? Că e frig afară, să nu înghețați ciocănitorilor. Bună, Emma Cucu sunt. Bunjurica, drăguță, ia zi, cum pot să te ajut? Cu o invitație. Oh, vrei să vii la spectacolul meu? Doamne, ce drăguț, dar chiar sunt flatat. Adică da, vreau, da, nu acum. Când o să pot eu, acum am sunat pentru o altfel de invitație. Uite, președintele vrea să-l inviți pe Cătălin Botezatul la Cotroceni. Pentru că s-a râs într-o cronică de vestimentația miniștrilor și trebuie să facem ceva în direcția asta, să nu se mai râdă. Păi de ce să-l invit tocmai eu, ci că nu cunosc personajul? Pentru că și tu ești la fel ca el. Adică lucrezi în showbiz. Va fi așa o invitație colegială. Hai, ne bazăm pe tine, dar vorbește azi că-i grabă. Ce s-a discutat? Și că s-a râs la cronică de vestimentația miniștrilor. Era de așteptat că o să ajungă la Cârcotaș. Bine că nu i-a dat cu gafe de alea grave, că asta cu vestimentația e pistol cu apă. Bine că nu i-a făcut proști. Stai, cum adică la Cârcotaș? La cronica Cârcotașilor, n-ai zis tu cronică? Care cronică mai face mișto de politicieni? Mai sunt emisiuni de catering, că da, cronica Cârcotașilor e barometru. Dacă apare acolo e cam nașpa. Păi și ce treabă are Cătălin Botezatul cu cronica Cârcotașilor? Nu cred că ai înțeles tu bine. E vorba de Dezbrăcatul. Cătălin Dezbrăcatul, prezentatorul cronicii, vrea să ne punem bine cu ei, să nu ne mai încolimator. Sună și verifică. Da, mă, să creadă că sunt prost, că n-am priceput din prima pe cine trebuie să sun. A, păi dacă e vorba de Prima TV, atunci e clar vorba de Dezbrăcatul. Ok, mă, ok. Așa. Uite, m-ați împregătit aici pentru conferința de presă. Să trăiți? Șeful a venit Codruz Chegeș. Cine, mă? Codruz Chegeș. Nu cunosc, mă, niciun Chegeș. Vezi că acolo e... Cătălin Dezbrăcatul, prezentatorul de la Cronica Cârcotașilor. Aoleu! Dar de ce a venit? Ce trumpenie ați mai făcut, Chiorete? Te
N-am făcut nimic, Nicuța, șefa, azi că dumneavoastră l-ați invitat ca să participe la un seminar al unui Next Gen, să trăiți. Eu? Dumneavoastră. Eu? Ce? Deci mi-am bătut gura degeaba ca să-l aduceți pe botezatul. Voi tot pe cine vreți voi aduceți? V-am plus, mă mai luați și la mișto și mi-aduceți imitația lui Bote. Nu eu. Nu? Dar cine? Cine? Zim cine? Cine? Ca să știu pe cine strâng de gât că mi-a adus cărcotașii la parap. Cine? Vicky! Care Vicky? Victoria! Victoria? Da. Că ai fost de acord să se ocupe de invitație. Acum ce fac? O chem să... îl chem să... să-l... să... Nu! 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 Da? Lasă! Așa mă gândeam și eu. Ar fi păcat să ne trezim acuzați că persecutăm tinerii altfel. Lasă-mă, lasă-mă să mă gândesc. Păi da, cine nu vă lasă, domnul? Ce facem cu dezbrăcatul? Că dacă îl trimitem acasă, ăla sigur o să zică că ne-am bătut joc de el și ne bagă la cronică. Asta se răzbune. Dacă îl primim, ne băgăm singur mortul în casă. Că voi sunteți izvor nesecat de gafe. O să-i dăm marfă pentru 10, dar ce zic eu pentru un sezon întreg, dacă nu chiar 10 sezoane. Ziceți, ziceți acum, hai, ce mă fac? Spuneți! Păi, dacă tot a venit, eu zic să-l primim. Că după o să creadă că avem ceva de ascuns. Păi chiar avem, Barbaro, prostia. Cum facem să o ascundem? Cum facem? Nu știu, nu mă întreba pe mine. Vorbește cu ea, că e domeniul ei. Numai, gata. Ia, știu cum facem. Să dea mama dracu să scoateți vreun cuvânt sau vreun sunet, că sunt eu aici, că cine știe ce mă fac. Da. Vuți da? Păi, ca da, pământul. Da. Vă s-ați ales? Da. Să fie foarte clar. Gata. Vorbesc la eu! Tu! Ce zici? Ce-i făcut ținută asta? Te-a lovit nostalgia? Ți-e dor de trăzneile din NATO, a? No, ironicule, asta o să fie noua mea ținută cât timp sunt ministru apărării. Ca să nu mai fiu ținta ironilor la toți fraierii și aici nu dau nume că te superi. Pentru că uniforma și arma, bă, te fac să fii mai motivat. Hainele civile omoară spiritul militar, pe care ar trebui să-l aibă orice comandant al armatei. Da, m-a spus că te întreb, tu de ce nu ești la pupăză la ora asta? Am fost, dar m-a trimis pupăză acasă, că a venit Cătălin dezbrăcatul ăla de la cronică pe la el și a zis să plec, că nu vrea să vadă glume cu robotul pe la cronica cărcotașilor. Bine ați venit, dacă ați venit. Că... ce-am vorbit, lasă că... Bine. Bine ați venit, domnule dezbrăcatul. Cu respect, dar nu am venit aici cu cronica. Sunt codruț pe persoană fizică. Mai bine, slavă domnule. Spuneți-mi, da, sincer, m-ați chemat aici pentru teme vestimentare? Pe mine? Da! Serios? Adică nu, mă rog, de fapt a fost mai mult așa o glumă. Păi, de-aia zic, adică... glumă! Nu știu cine a spus la un moment dat, ce-ar fi să-l chemăm aici pe dezbrăcatul să ne zică ce părere are el despre cum suntem noi îmbrăcați, așa cum face el, adică dumneavoastră la... când la evenimente, cu, așa, exact, cu microfonul, cu... Da. Miștorul, cu... Da. Poți să încep acum? Da, sigur că dacă tot... Numai puțin, o secundă. Păi avem așa. Da. Avem bine. Da, bine. Și doamna rău. Doamna rău. Domnișoara. Mă rog, iertați-mă. Sunt umorist, nu ginecolog. Noi la cronică avem o vorbă. Ești ceea ce mănânci și mă gândesc că dumneavoastră, domnișoara, consumați mai multă varză ca să vă mențineți silueta până să vă găsiți un bărbat, că după scăpați un lanul cu jumeri. Bănuiesc că te-ai luat fix de mie din cauza înfățișării. Că ai zis, hai mă să mă iau de asta, că dacă e frumoasă, sigur e și proastă și nu înțelege jignirea, nu? Exagerați, pentru că eu n-am spus că sunteți frumoasă, poate, domnișoara. Credeam că aveți simțul umorului, totuși, pe bun. Da, chiar îl am. Da. Dar ăsta nu e umor, e o răutate gratuită.
Și eu sunt bine îmbrăcată, nu sunt varză. Păi, tocmai de asta, nu înțeleg de ce vă enervați, pe bune, că mă enervez eu acum. Dar nu sunt nervoasă! Barbar, rog, nu termină, dragă, că exagerez. Omul a făcut o glumă, pentru că el cu asta se ocupă, cu glumele, nu cu analiza vestimentară serioasă. Nu lua personal. Personalul, să știți că vă creează probleme. Mai bine, auziți? Da. Mai bine luați un accelerat sau un interregio. Deci te-ai înțeles cu ăsta să mă dispere? Doar o-i face eu vreun gest necugetat să mă dea pupăz afară din staff. Ca să nu îl mai stresez, nu? Deci recunoști că mă stresez cu avansurile tale. Dar nu sunt avansuri! Ăsta e un sentiment pur și sincer. Se numește dragoste. Nu, puțin. Vai, dar ce poveste de dragoste, ce telenovelă frumoasă. Să se pupe miri. Era o glumă. O glumă, da? Bine, desfuiatule, o să regreți amarnic miștocăreala asta. Vine rândul meu. Pestu. Au! Mare păcat că o tipă așa drăguță ca ea n-are simțul umorului. Dar, bine, nici Dumnezeu nu le poate da pe toate. Auziți, dar eu... Da. Eu... Ce am? Ai... Ce n-are ea? Exact. Stil și umor. Acum îți dai seama cât de greu mie e. Gândește-te că ea e cea mai... Deci tot miștoul ăla e numai opera ta. Să scoți din el masculul alfa. Păi cum mai nene să vină unul să-ți sufle femeia de sub nas în 5 minute? Păi și dacă zice să rămână că a scăpat de mine? Atunci ce să zic, nu știu, măcar ai încercat. Dar nu trebuie decât să-l faci să se dea puțin la tine cât să vadă pupăză. Și după aia i-ai dat papucii și-l faci de tot proșinică. Măcar răzbun și tu miștoul. Dar nu-mi place. Da. Scuze de întârziere, dar m-am întârziat că am trebuit să stau să-i liniștesc pe copii. Că era disperat că o să-i facă prof praful de stil. O să-i facă praf proful de stil. Aha. Dar, mătruță, de ce ești în uniformă? Ca să le închid botul hienelor vestimentare. Ți-am zis, când o să fiu ministru, nu dau jos. Foarte bine, așa să faci. Și ce faci, o speli pe tine? Era o expresie, pupăz, o expresie a înaltului meu patriotism și dedicare. Patriotism care cere să fiu un exemplu viu pentru tine de aceste... De unde dracu' a luat-o pe asta? Să fiu un exemplu viu! Păi și bine, mă, exemplul viu.
Ce o să faci? O să mergi cu arma în bootcamp la copii? Vrei să se întâmple naibii vreo nenorocire ca la Alec Baldwin acolo la filmări? Ce, da, ce treabă avem noi cu Baldovina ăla? Păi ce, pistolul meu nici n-are... Nici n-are, că nu-i... N-are gloanțe adevărate, e gloanțe oarbe, ca, ca chiorite așa. Da, așa a zis și Baldovina ăla, că... Ia, știi ce, ia dă tu pistolul încoace, să fac eu un control oftalmologic la gloanțe, să văd eu cât de chiorete sunt, cât de oarbe sunt. Bă, pupă, să-i periculos să umbli cu pistolul cu... Și nici nu l-am la mine, că până la l-am, da, când am... N-ai voie să intri cu el aici? La poartă zice, Baldicu predă arma, că n-ai voie să intri la președinte cu armă. Ce dracu, tu nu știi protocolul care la ăsta? Dacă intram, a cită de-a strica. Bine, m-a apucat vreo doamna, scotea pistolul, pat, o gaură, crește, ce faceai? Scurgea apa pe aici când bei. Mă rog, deci vezi, de-aia nu trebuie să umbli tu cu pistol adevărat, păi, pentru că dă strechea în tine și mă face... Că-i nu umblu, nu e la mine, că păi, de-aia nu poți să-l dau. Așa, ești căpiat. Dar știi ce? Du-te tu după el ca să mă asigur eu că are gloanțe oarbe. Oarba după el? Dar ce să mă du-te duc? Du-te și tu după el. Păi să vin cu el cu a... Da? Să mă duc eu la poartă, da? La poartă, da. Știu la care poartă, că-s multe intrări încotro, ce mă pupăs, pe toate străzile, câte două, trei intrări și nu mai știu pe care au chiar aglomerația. Ia-o la rând! Și-o iau la rând și dacă o fi și coadă cât stau eu la rând, s-ar putea să întârzi. Dar când îl găsesc, vin și ți-aduc oarbele după tine, să-mi merg ca mă întreabă. Doar dacă stau cu capul în jos, băi, mârlane, încurge apa. Mă lasă să fac o diță împletite? Da. E natural? Da, normal. Păi și nu-mi dai să fac și o sfârc de bici? Ia, uitați-mă ce am găsit. Bă, tu ești dement? Ai adus arme în bootcamp? Bă, conform articolului 372 alineatul 3 din codul penal, chestia asta se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. Stai, mă, ce țipi așa? Vrei să mă dai ăștia afară? L-o fi lăsat mârlanul, nu face parte din uniformă. L-a uitat intenționat ca să ne testeze pe toți, dar mai ales pe tine. Pe mine? Păi de ce? Pentru că ai legătură cu interlopii și a vrut să vadă dacă iei pistolul ăla și îl vizi lui Igor. Păi ce sunt eu, bă, traficant de arme să-l vând? Mă duc să-i dau domn președinte, că el sigur l-a dat să ne testeze. Stai, mă, aici. Unde crezi tu că treci de paza de la Cotroceni cu armă în mână? Îi zic că l-am găsit în budă, eu știu. Budă. Păi și de ce l-ai luat să te ștergi la fund cu el? Băi, îmi bag picioarele și îl duc înapoi la baie, da? Că nu stau eu să-mi complic viața cu ceva ce nu e al meu și nu produce bani. Te-ai scăpat și de amendă și închisoare. E bine. Cum nu-i la voi? Nu e șeful, pe controlat ești păluat, ia. Păi, mi-a zis că a lăsat pistolul la intrare. Care intrare, șefă? Că niciun pistol la poartă și nici idiotul de mărlan. Aoleu, dacă e vreodată ceva simplu cu tântălău ăsta. Nu e niciodată, dar parcă nu știți personajul, nu știți cu cine v-ați legat la cap. Păi știi ce? Du-te și verifică-i rapid pistolul să aibă gloanțe oarbe, așa cum spune. Să ne asigurăm că n-ajunge cumva vreun Alec Baldwin 2. A scoase partea a doua? A mai pușcat pe careva? Fioretem. Am înțeles, fără spoilere. Mă duc eu și văd filmul la cinema. Da, du-te. Acum timpul programului? Du-te. Când o-i fi liber, am înțeles. Să trăiți. Pistolul unde e? Pistolul! Profu! N-am timp acum! Voiam să vă întreb de... Pistol. Bună, prieteni! Am o surpriză! Mi-am luat o jucărie nouă! Da, bă, că mă și sperii! Băi, Crenguța, te rog eu frumos, lasă pistolul la jos, că nu e de jucărie. E adevărat! Serios? Da! Așa față de infantil am? De unde să știu? Am zis că nu te pricepi. Ce să faci tu cu ăla? E, uite să mă sinucid. Din cauza ta, că poate o ironizezi. Măi, Crenguța! Deci astea sunt doar glume și atât. Promit, nu te mai fac în vecemu. Atât. Dacă vrei cu mine poți să vorbești orice. Putem să fim cele mai bune prietene. Eu
vreau foarte mult. Și eu, și eu. Bă, hai că mă la naiba, că-i păcat să mori atât de tânără. Viața e frumix. Și uite-te la mine, dacă eu care am primit atâta hate de la lume pentru ce sunt, nu am tendințe sinucigașe, dar aminte tu, tu n-ai niciun motiv. Plus că ești atât de drăguță. Toată lumea ar trebui să te placă. Păi eu și place. Cel puțin eu plac sigur. Ați terminat? Voi apreciez efortul, dar e de pomană. Hai la ruleta rusească! Și m-am gândit să le povestiți tinerilor de la Next Generation câte ceva despre viața de persoană publică, ca să nu zic vedetă. Da, da, da. Adică dacă puteți să vă distrați puțin și cu ei, dacă tot ați venit. Sigur, numai puțin. Domnișoară, vă simțiți bine? Știți de ce vă întreb? Pentru că mi se pare că vi se bate un ochi cu celălalt. Simpatica de obicei. Nu de la simpatic, mai degrabă de la parasimpatic. Cred că ați avea nevoie de puțină relaxare, așa, domnul. Domnul Codruț, vedeți că asta sună cam o propunere indecentă. Dacă purtați aparat auditiv și nu i-a schimbat bateriile de mult, s-ar putea. Chiar. Purtați? Uneori nu port nimic. Domn președinte, cred că domnișoara, da, ar dori să se întindă puțin, dar n-are cu cine. Iertați-mă, n-are unde. Dacă și domnul Codruț a observat că tu ești, nu știi ce, ia du-te și lasă-ne pe noi. Hai, gata, ieși, du-te. O să ne fie dor de lipsurile tale. Da. Și acum că am rămas numai noi bărbații, da, chiar nu-ți place deloc Varvara? Ba, îmi place, domnul președinte. Da, îmi place să fac mișto de ea. Acum, pe bune, domn președinte, păi mă vedeți pe mine încurcându-mă cu persoane pe care nu le cunosc serios. N-o să te văd, pentru că o să mă duc în altă cameră. Păi ce credeai, dragă, că președintele n-are simțul umorului? Da, și acum ne devenim serioși. Da. Ai putea să-mi faci un favor? Eu? Da. Vreau să te rog să joci puțin teatru. Adică să-i dai speranțe Varvarei ca și cum ți-ar plăcea de ea. În felul ăsta mă scape mie de avansurile ei, dacă mă înțelegi. Păi, domnul președinte, ce să fac cu ea? Eu am familie acasă, domnul președinte. Da, am înțeles, da. După cum ți-am spus, îi dai câteva speranțe în așa fel încât să te poți surprinde cu ea. Câteva minute, nu mai mult. Da, ca să poți să o acuzi pe ea că e frivolă. Și după aia, la revedere, o ignori, îi dai papucii. Ia zi, mă ajuți? Păi... Hai că sunt și eu atent. Uite, o să vă dau în exclusivitate câteva gafe pentru voi, pentru cronică. Chiar nu știu ce se întâmplă aici, pentru că la toți vi se zbate ochii, uitați-vă. Alo, poarta 2, care este acolo? Pandele, bă, Pandele, fii atent aceea. Dă repede o fugă undeva la un magazin, ia și mie un pistol de jucărie. Care magazin? La librărie, la magazin de jucării, la mall? Du-te tu undeva unde, că am nevoie. Un pistol de jucărie trebuie să... E băieții ăștia acum, care are tineretul, să facă diferența. Cu care diferit între un pistol adevărat și unul de jucărie, mă, tâmpitule. Eu ce stau să-ți explicați? Dă-i drum o dată la piață, zi-l-o repede. Hai că te aștept aceea la intrare. Zboară! Eu de ce întrebări mai pune și ăsta? Nu vi ziceți că ăsta e adevărat? Da. Păi atunci, ca să nu vă împuși cu unul câte unul, o să vreau un elicopter, da, un ostatic, un milion de euro, okay, și 4 savarine. Ok. E clar? Să trăiți, domn președinte. Ce? Unde e Amanda? Țin-o, țin-o! Ia! Ha! De ce faci, mă? Scuze, eu sunt antiviolență. Voi sunteți normal la cap? Puteți să-mi cereți frumos, nu să mă atacați cu valul vostru de prostie.
Mă scuze, crenguțul, dar eu chiar credeam că o să-l folosești. Că în urma dovezilor adunate, în urma acestui eveniment total apoteotic, rezultă faptul că tu ai profil de sinucigașă. Și din toate astea pe care le-ai spus tu, rezultă că ai profil de prostănac. Mm. Și nu doar profil, și față. Mm. Și v-ați panica degeaba, că oricum nu mă sinucid, că sinuciderea nu doare. Și mă știți voi pe mine să fac lucruri care nu dor? Nu! Și apropo, cine a adus pistolul ăsta? Nu cumva tu, nu? Că dacă da, degeaba mă place. Că mie nu-mi plac interlopii. Am deja unul acasă. Ah, tu ești cuplată cu un interlop? Mm-mm. E Tasu. Era interlop în tinerețe. Mamă, ce tare! Ce faci cu ăla? L-a găsit Radu, baie. Dar nu cumva l-ați lăsat dumneavoastră acolo intenționat? Eu? Cum să lași un baie? Păi eu s-am fost soldat NATO. Păi crezi că soldații NATO e așa? Își lasă efectivele pe toate WC-urile. Ți-am zis eu că l-a lăsat Chiorete ca să te testeze. Profu, te rog eu frumos, ia pistolul ăsta, dă-i lui Chiorete și spune-i că nu mai acceptăm orice înșelare de 2 lei. Să-l duc eu în Chiorete, că mă rog tu. Te rog eu, ce sunt eu, mă, curierul tău? Ce sunt eu, mă? Vreun terția, berția, că nu-i după stres, du și mie astea la... Du și ghiată, nu poate să-l văz, că... Da, e... E bun, da? Îl duc eu la Chiorete, mă, las că îl duc eu la Chiorete. Dar rămâi dator. Da. Fii atent că rămâi dator. Da, prof. Vreau așa, un elicopter, un milion de euro, unul care să iau cu mine și patru amandine, că mie nu-mi place să apari de ea. S-a rezolvat. Toți trăiți, șef! Șef, puteți adormi liniștit! Ștat, părește! Deschid dezbrăcatul alături. Vrei să creadă că dor la serviciu? Că te mai ușor, mai încolo așa de la crinii mei. Mă scuzați. Vai, dar numai de-aia natural luați. Aveți o mână, șeful, tot de la coșbuc din piață. Zi. Șeful, reformulez. Puteți munci liniștit să vă spetiți cum faceți dumneavoastră de fiecare dată. Că vă și rugăm să vă mai odihniți, dar dumneavoastră nu și nu. Munca-i munc. Că n-are microfoane, l-am verificat și pe ăsta. Șeful, vedeți că pistoletul lui Mărlanul e de la de jucărie, că l-am verificat eu. Și prostăvanul de-aia nu vi l-a arătat. Ca să nu vă râdeți de el, să ziceți că e infantil și prost. Lasă-mă mai bine infantil și prost decât pericol social, da? Am înțeles câtă dreptate aveți. O zi frumoasă. Faci crete cu mărul ăla. Ce fac cu el? Ia zi, ce faci cu el? Păi, dar ce întrebări aveți, șeful? Eu verificam mărul să fie de-asta bio, fără microfoane. E ok, ecologic. Ok. Pătrăiți? Ce scârcă. Am auzit, Chiorete. Tu... Varvara. Te rog mult de tot. Îmi permiți un minut? Da. Să știi că eu abia acum văd ce ochi frumoși ai. Și sunt de sticlă. Și nu numai că sunt surdă, fără baterii la aparatul auditiv, dar în curând o să rămân și oarbă. Și nu numai oarbă, și mută. Mută de uimire că n-am văzut în viața mea un misogin mai mare decât tine. Și acu, iartă-mă, dar eu o să mă retrag. Pentru că cel mai deștept cedează primul. Varvara. Ce s-a întâmplat? Tu, președinte, e bipolară, frate. Deci n-am văzut așa ceva. Deci când se uită la mine cu admirație, când mă ceartă, mă mănâncă cu spume, n-am văzut așa ceva. Bipolară e puțin spus. Serios? E nebună de bine. E nebună? Da. După mine, mă, e... Barbaro. Ce faci aici? Mirosiu niște trandafiri adevărați, că până acum am mirosit numai din aia din plastic.
Da. Foarte bine, foarte bine că ne-am întâlnit. Chiar vreau să-ți atrag atenția. Să știi că ai un mod foarte urât de a te purta cu oaspeții de la Cotroceni. Da, 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 pe fata de la prima ai măscărit-o, pe dezbrăcatul ai jignit. Eu? Poate el pe mine, ați uitat ce mi-a zis? El nu te-a jignit. A făcut doar așa niște glume, că-i de meserie. Ce vrei, nu se poate abține, că-i defect profesional. Pe când tu l-ai jignit și verbal și prin comportament. Ține minte de la mine, o lady refuză avansurile politicos, delicat, nu așa ca tine, ca o sălbatică. Să dea naiba să ne vorbească de rău la Cronică din cauza ta, că... Ok, o să vorbesc eu cu el și o să aplanăm conflictul. Pupi? Crim imperial. Ok. Da. Chiorete! Ordina șeful. De ce m-ai mințit, mă, că are pistol de jucărie? De ce l-ai mințit, mă, că am pistol de jucărie? Nu v-a mințit șeful. De jucărie este. Că l-am verificat eu personal. Și acum minte. Poate dumneavoastră nu mai aveți antrenament. L-a ținut o armă adevărată în mână. Așa, fă și prost. Taci, că te găsește, dracii. Îmi făcea referință că șeful e de mai mult timp în civilie. Și continuă să te facă prost într-o. Citesc în ochii lui. Prost, prost, nu e despre dumneavoastră, da. Șeful, eu ca organ nativ am avut pe mână, pe fiește zi, armament într-o stare. A avut pe fiește zi armament, da. Da. Deci după ce ești mincinos, mai și obraznic. Da. Că ești mincinos, ești obraznic, nu mai zic. Șeful... Chiorete, tu mă faci sclerozat? Îl faci sclerozat, mă? Adică... Nu, numai prost și... Da! Adică eu am uitat cum arată o armă adevărată, nu asta vrei să spui? Asta vrei să spui, mă, că am uitat cum arată o armă adevărată, nu înțelegi ce spune, de trebuie să repeți eu? Ok, păi dacă Mârlanu are o armă de jucărie, ia-o și trageți un foc în picior. Ia, dă-i arma. Poți trage eu? Nu, că nu o să pățească nimica, că... Hai, mă! Șeful, dar asta e arma adevărată, nu e aia ce-am verificat eu. L-a schimbat scârba. E sigur că ai verificat pistolul? Că știi cum e, de la o vârstă memoria mai dă și rateuri. Mă făceți ramurit? Aha, vezi cum e? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Da, altuia nu-i face. Tăpălogule, recunoaște că înainte de ăsta ai avut un pistol de jucărie unie, mă. Am avut băniciu, pisapar, n-am despre ce vorbești. Eu mă duc că mă așteaptă copiii la oră să am ceva de lucru cu ea. Plec. Poc, poc! De gunoi. Dacă o fi pentru spionul la rus despre care vorbea Onca cu Chiorete. Dă-o la mine. Dă-o la mâinile sus. Hai, mă. E bine, atunci am. Tată ești. E de jucărie, fetiță. Uite, poți să o faci cadou unui copil. Până nu găsește Chiorete și dă alarma dispozitiv degeaba. Ia, da. Dezinfectează-o și tu înainte că îmbolnăvești copilul. Ce cauți în gunoaie? Că dai că vin și eu. Dar n-am dus gunoiul. Hai, lasă. Te dracu, l-am pus, că trâmpice sunt. Varvara, vreau să te potolești, vreau să te liniștești, Varvara, promit că în viața mea nu voi mai face mișto de femei niciodată, te rog frumos, spune-mi ce vrei să fac, Varvara, te rog frumos. Nu, ești nebun ce face pistolul din nou, m-am zis eu că vine și rândul meu. Varvara, mă ierți? Varvara?
Doar dacă mă iei de nevastă. Și cu ochii închiși, Barbara. Dar de ce cu ochii închiși? Sunt vreo nasoală sau cum? Barbara, calmează-te, măi, Barbara, că era o metaforă. Deci eu am deja o soție acasă și să știi că statul român nu permite haremul, dar te rog frumos, promit. Ascultă-mă, liniștește-te. Te voi trata ca pe o soție. Spune-mi doar ce vrei să fac și atâta. Și totul se petrece. Te rog frumos, calmează-te, Barbara. Să te ridici în picioare, mamă, rătule, că era o glumă. Serios? Am vrut să-ți arăt că am și-o simțul umorului, nu cum ziceai tu. Băi, Barbara, pentru un moment am crezut că ai simțul umorului, Barbara. Eu sunt o persoană non-violentă. Aoleu, Barbara. Deci când fixăm nunta. Asta era tot o glumă, mamă, deci dacă îți vedeai fața, mă rog, o să-ți o vezi când o să-ți dau imaginile să le difuzez la Cronica. Ce imagini, Varvara? Cu mine? Cum, care imagini? De pe camerele de supraveghere. Aoleu, Varvara. Dar dacă vrei să uiți eu de toate lucrurile astea, da? Preferi să inviți pe colegii mei la Cronică și să le lau stilul vestimentar? Da, Varvara, da, prefer. Da, mă gândeam da. Eu. Da. Salut! Auzi, Barbara, știi ce te rog eu frumos? Să clarificăm discuțiile astea ceva mai târziu, pentru că am văzut un bărbat bine îmbrăcat și vreau să văd cine e Barbara. Deci de asta era el așa misogin. Ok. Auzi? E sigură că nu-i face de rahat? Că, sincer, de rahat se și îmbracă. Nu, de data asta nu, că le-am spus eu ce ținut apreciază dezbrăcatul. Ce ținută? E fusta aia scoțiană pe care o poartă Vicky. Cine? Victoria. Dezbrăcatul a fost super extaziat când l-a văzut. Oh! Pe cine? Pe... Victoria. Bă, voi chiar nu mai aveți nici măcar urme de neuroni în capetele alea. Ha? Cioc, cioc. Intră. Taci. Iată, face semn celălalt. Și lasă, dragul, telefonul cu tine, face semn că trebuie să intrăm. Președintele, te-ai tâmpit. Ordonați, șeful, să știți că nu puteți să vorbim, că suntem în culise și ne auzim pe transmisiune. Dacă e urgență, dați-ne un SMS. Dă-i-ți! Și de ce ai sunat? Cine era? Victoria. Ăsta... Fioret. Ah. Ce a zis? O știu, i-am zis să-mi dea un SMS dacă e vreo urgență. Ia-uzi că ți-a trimis. Ia-uzi, mă. Să nu vă prind că intrați la emisiune în fuste scoțiene. Dar în ce fuste să intrăm? Nu știu, stai să-l întreb. În ce fuste să intrăm? În niciun fel de fustă. Doamnelor și domnilor, am deosebită plăcere, emoție mare, am deosebită plăcere de a invita în platoul Cronicii Cârcotașilor pe doi dintre cei mai activi miniștri ai guvernului Pupăză. Internele și apărare, adică Chiorete Ilarie și Mârlanu Ferdinand! Tu le-ai zis fără nicio fustă. O secundă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu vestimentația? Nu înțeleg ideea. Care este problema? Am mă, Debra, nu înțelegi ideea pe bune. Nu, Debra, fii atent. Tu nu ești suficient de profund. Cred că de asta nu înțelegi. Ba, nu este adevărat. Sunt total profund, dar acum discutăm de un tradițional, complet tradițional, pentru că eu vorbeam de haine și pe bune. Exact, aici voiam să ajung, pentru că distinși miniștri au renunțat la pantaloni pentru a trage un semnal de alarmă împotriva facturilor astronomice emise de cei de la utilități. Facturi care, fie vorba între noi, îi vor lăsa pe români în fundul gol. Și asta la propriu, nu, domnilor? Exact, de-aia că da. Eu ne-am venit să ne mai facturi. În semn de solidaritate, stai un pic. Stai, lasă. Parcă nu erai așa profund. Solidaritate, scot și eu un crac, că n-am pantaloni. Nu se primește? Practic solidaritate, că cu noi e perfect. Eu i-am trimis la emisiune. Da, da. Eu le-am dat fustele jos.
Păi și nu vreți să mai dați încă una? Tema? Dacă trebuie. Cine vreți voi aduceți, mă? Mamă, mambo seria. Ce am făcut? Da, stai încoară. Zici tu ce ora mai așa? Tu, Da, n-am zis nevoie, da. Da, exact. După am zis că sunt așa. V-am mâncat în să mă invitați asta, vedeți? Nu e, da. Scuze-ne, noi, de fapt, greșeala noastră a fost că am corectat textul, că Mișu și Alice e la fel. Deci e scris bine pentru tine. L-am corectat noi, că de, mai avem și copii olimpici. Da, stai, băi, lăsați-l așa cum îl scrie Mișu. Până la două dimineața, că mai avem ori că ne terminăm. Băi, și ți-a zis că pe la 1:30? Noaptea. Da. De la noapte. E traffic manager. Pe când tu l-ai jignit și verbal și prin comportament. Comportamentul. Ce-ar trandoptiri eu tot fie de plastic. Era tip trandoptiri de plastic. De ce ai sunat? Cine era? Victoria. Eu ăsta... Fioret. Ah. Ok, deja cu teamă. Iar începe. Acest program este disponibil și pe Prima Play.